Primarul Constantin Gherghe a prezentat premierului Emil Boc necesitatea finalizării de urgență a centurii municipiului. An de zile tot traficul greu a traversat orașul, lucru care a afectat în timp structura de rezistență a blocurilor din jur și a distrus străzile Severinului. Începuseră și stările de la blocuri să se deplaseze de blocuri, să știți, din cauza trepidei, astfel că tot traficul greu pe acolo a circulat. Din Mehedinți, ministrul transporturilor Anca Boagiu a transmis constructorilor, în special celor străini, că va rezilia toate contractele care nu respectă termenele. Lipsa de interes a constructorilor care ne-au obligat să reziliem contractele și să le relicităm nu este o justificare și repet ce am spus până acum, dacă vrei să muncești în România, trebuie să muncești la fel de profesionist cum muncești și la tine acasă. Dacă nu, terminalul cel nou de la aeroportul Otopeni așteaptă pe toți să se ducă acolo de unde au venit și poate își readuc aminte cum e să lucrezi profesionist. Nu este însă și cazul constructorului care lucrează la centura Severinului și care a garantat termenele de execuție. Am stabilit că anul acesta, până la mijlocul anului, se finalizează această centură, astfel încât la 1 iulie, ați auzit, definitiv, în turnul Severin nu vom mai avea trafic greu și, cu alte cuvinte, vom avea posibilitatea să dăm și mai multe locuri de muncă, pentru că orice centură ocolitoare aduce investiții, dar și să scăpăm locuitorii municipiului de coșmarul anilor de trafic greu, iar domnul primar să aibă câteva străzi mai bune în oraș, să nu mai poată fi afectate de circulația traficului greu și să poată duce bani în alte părți în investiții. Domnul prim-ministru, de la Ministerul Dezvoltării am primit 25 de milioane de euro. Vom reface toate cele 100 de programele europene. Asta e meritul dumneavoastră. Lucrările de execuție a centurii Severinului fac parte dintr-un proiect mai amplu care vizează și reabilitarea drumului european 70 între Orșova și Drobeta, turnul Severin. Întreaga lucrare va fi predată autorităților la începutul lunii iunie.